Vineri, de la ora 18, în sala polivalentă a municipiului Botoșani va avea loc derbiul Moldovei la handbal. Se vor înfrunta CSM Botoșani, echipă gazdă, cu vecinii de la Suceava. Orgoliile sunt aprinse la maxim, iar miza este una importantă privind supremația în nord. Botoșenenii au reușit să câștige la Iași și Galați, în timp ce sucevenii au fost victorioși la Iași și Târgoviște. Duelul va fi tranșat în fața spectatorilor botoșeneni, jucătorii anunțând un meci foarte spectaculos. De altfel, atât Botoșanul cât și Suceava sunt favoritele la calificarea în prima ligă.